Da, l-am avut ieri pe Denis invitat aici pe Drum cu Prioritate și ne-a spus așa, l-am întrebat, domne, cum ai inspirația asta pentru versurile astea atât de frumoase, atât de profunde, și a spus că creează întotdeauna așa în mintea lui câte o poveste și personajul este chiar el, este centrat. De multe ori face treaba asta, sunt foarte multe piese care au venit în urma experienței lui în dragoste, în dezamăgiri, în dragoste și așa mai departe. Și de foarte multe ori vine experiență și de la cel de sus. Și uite, așa creează niște piese care, uite, rămân aici, pe radio și în inimile noastre. Motanski, Denis, are o viață de film. Deci dacă stai să-l asculti, am făcut la un moment dat niște interviuri cu el, cred că mai sunt pe internet dacă le căutați. Uh-huh. Denis, de la Moscova până la Berlin, a trăit și a făcut tot felul de lucruri care te lasă așa, știi? Care nu te-ar fi dus cu gândul că ajunge cine a ajuns. Asta exact. Vrei să spui. Da. El e un tip foarte citit și un tip care e foarte atent la tot ce face. A lucrat în comerț. La Moscova a învățat comerț electronic, a avut o mare afacere în Chișinău cu aceleași... Deși, acum fie vorba între noi, sunt foarte mulți actori, chiar de la Hollywood, care așa au început cu niște joburi care, mă rog, nu te-ar fi dus cu gândul că ajung unde au ajuns și unde a dus viața. El a vrut să cânte, deci asta era ideea. Mm-hmm. Și pe aia, la un moment dat, a lăsat totul baltă și a zis, băi, de acum cânt în România. Foarte tare artist, foarte tare. Foarte bun și așteptăm cu nerăbdare următoarele piese. Sunt vreo două, trei... pregătite și gata să fie lansate. Cătălin ne duce astăzi pe TikTok, așa mi-a spus, atât a apucat să-mi spună, în rest am ascultat foarte atenție piesa de mai devreme. Hai să vedem despre ce este vorba. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. A apărut un raport al unei organizații independente care supraveghează internetul, se numește NewsGuard, organizația asta, care a constatat un lucru care poate părea uimitor, dar este în foarte mare măsură adevărat. TikTok, rețeaua de socializare TikTok, cea cu filmulețe, poate mulți dintre voi nu o folosesc, dar un miliard de oameni o folosesc. Deci TikTok a devenit principala sursă de dezinformare pe întreaga planetă, pentru că astăzi în TikTok se TikTok a devenit principalul motor de căutare al lumii. Nu mai este Google cel care răspunde la queries, cum să spun, întrebări pe internet. Aproape că nu vine să te cred. Da, exact. Ci generațiile mult mai tinere decât noi caută informații pe TikTok și îl folosesc ca un motor de căutare. De ce? Pentru că sunt generații vizuale care așteaptă răspunsurile scurt, fără să le mestece foarte tare, explicate în 5 secunde și să fie sub forma unui video. Și atunci te întreb, nu știu ce căutare ai făcut ultima dată. Păi, nu știu, mașini cu motor electric. Poftim. Mașini cu motor electric. Ei, în loc să scrie pe Google mașini cu motor electric, ei scriu pe TikTok mașini cu motor electric. Și le apar videoclipuri pe temă. Le apar videoclipuri pe temă. Zeci, sute, milioane de videoclipuri cu diverse lucruri, cu diverse explicații, care unele dintre ele sunt distractive, altele sunt, desigur, știu eu, importante. Numai că în această rețea se ascund cele mai mari nenorociri ale dezinformării, ca să spunem așa, pentru că este rețeaua care și-a asumat cel mai puțin și este cel mai puțin verificată și are regulile mai slabe decât alte rețele, în timp ce Facebook și Twitter, de exemplu, au fost obligate de societățile occidentale să-și facă curat și atunci când există derapaje, sunt marcate, există tot felul de lucruri, blocaje, știu eu, comisii, comitete independente care supraveghează ce se întâmplă aici, TikTok e o rețea care nu se supune cam acelorași reguli, pentru că ea este o rețea chinezească, vine din altă lume și e o rețea cu un imens succes, o rețea foarte populară și care practic sapă în societățile democratice fără ca noi să vedem și să simțim acest lucru și fără să ni se pară important chestiunea asta. Și atunci... Crezi că mai era nevoie și de o astfel de rețea? Adică la câte lucruri vin din China, câte telefoane sunt mari... Este un mare succes această rețea TikTok, este un mare succes al
societății chineze în societățile liberale și democratice. Nu uitați că ea este o rețea dincolo de canalele de dezinformare și de filmele care nu pot fi controlate, deși TikTok spune că el face niște lucruri și că îndepărtează, mă rog, ce e mai rău de acolo, tot rămân atât de mult. Nu procedează ca YouTube. YouTube are niște regulamente mult mai stricte, a îndepărtat zeci de filme care nu corespund calității lor. În schimb, TikTok face ceva, dar nu face destul. Dar unde ori fi cele mai mari probleme? Adică s-a întâmplat să avem un exemplu clar de dezinformare cu ajutorul TikTok-ului? Adică au spus specialiștii ăștia care au analizat treaba asta, au dat un exemplu de genul ăsta? Păi, că uite, în lumea reală s-a întâmplat așa și pe TikTok, în cazul în care cauți, pare realitatea a fi un dau, pic de exemplu, deformat. Există o poveste, da, una care e precizată de ei, care se referă la un film care are teribil succes pe TikTok și care este prezintă un medicament, un remediu care vindecă tot. Așa. Deci așa și este prezentat, un remediu care vindecă tot, și se referă la celebra hidroxiclorochină, dacă mai ții tu minte, că am discutat noi aici în timpul pandemiei. A, din vremea COVID-ului, da. Din vremea COVID-ului să considera că hidroxiclorochina asta este ceva bun la COVID. Lucru nedemonstrat. Și ea era un medicament care se dădea pentru paraziți intestinali la diverse animale. Uh-huh. E, de acolo, acum pe TikTok, e în floare, chestiunea asta în care se spune, domnule, ăsta nu numai că lasă COVID-ul, e ceva, e bun la tot, știi? Și merge foarte tare asta, adică te scapă și de dureri de cap și de, știu eu, Doamne ferește, alte boli mai și grave. Și având în vedere că e o rețea preferată de tineri, mai ales, într-adevăr, e o mare problemă aici. E o mare problemă aici, dar de ce povestesc toate lucrurile astea? Pentru că trebuie să știi să te și aperi și primul pas este spre înțelegere. În general, folosită de copii, din când în când puteți sta de vorbă cu ei să-i întrebați, prieteni, ce-ți mai văzut acolo? Ce mai e pe TikTok? Ce mai zic nebunii aia? Uitați-vă împreună la niște filme, atrăgeți-le atenția asupra unor lucruri care s-ar putea să nu fie adevărate. În orice caz, o explicație primită în sub un minut asupra unui lucru s-ar putea să nu fie cea mai satisfăcătoare. Cum se numește partidul din China? E Partidul Comunist Chinez, nu? Partidul care controlează toate lucrurile astea, da. Sunt comuniști sau socialiști? Că nu mai știu. Comuniști, da. Știi ce e foarte interesant? Că la ei nu există pericol de ăsta de dezinformare decât minor, că dacă filmele la ei nu sunt în conformitate cu ce spune propaganda, nu mai sunt. Ele sunt șterse automat. Eu nu am cont pe TikTok, aș fi căutat Partidul Comunist Chinez, să văd ce îmi dă, știi? Dacă vrei, adică... dacă mai ai un minut aici, eu am cont. Cum ar fi TikTok, să găsești un filmuleț anti? Demontăm toată teoria, știi? Să găsești un filmuleț? Păi nu, da. Că s-ar putea să fie, dar ele nu au acces în China, pentru că China are celebrul firewall. Aha. Așa, adică celebrul zid al internetului, și eu văd niște filme care în China nu pot fi văzute. Okay. E, atunci caută zeamă de varză murată. Zeamă de varză murată pe TikTok? Vezi la ce e bună, stai, că așa, poate vindecă și aia niște chestii. Zeamă... Bine, te vindecă de mahmureală, asta știu. De varză? Mă, începe cu zeamă de lămâie, mă. Vezi? Zeamă de varză, fii atent. Există? Mă, cum să nu fie? Și spune-mi ce scrie acolo, mă rog. Știți de ce? Dar stai că o las pe doamne, ia fii atent. Ia. Dă-l mai aproape de microfon. Și câte și mai câte. Așa. Bineînțeles, susține sistemul imunitar, dar ne ajută și flora intestinală. Și noi, cu cât avem o floră intestinală mai bogată, mai puternică, mai sănătoasă, starea noastră generală va fi mult mai bună. Cu cât este mai puternică flora noastră intestinală, cu atât mai bine reușește să facă față tuturor problemelor. Și în plus ne ajută și sănătate. Cătălin, pe cuvântul meu, dacă am auzit vreodată vreo doamnă care să vorbească cu mai multă pasiune de flora intestinală, tu auzi cum vorbește doamna aia când începe flora intestinală? Despre asta e vorba. Zici și că... acum, dacă o să bei zeamă de varză în fiecare zi, poți să faci o floră intestinală, deci nici nu poți să-ți închipui. O să fie lan de flori acolo, lanuri de lavandă o să fie. Îmi instalezi TikTok-ul pe cuvânt. TikTok-ul e cea mai mare minune a lumii, dar uite, mulțumim, cine știe ce mai pățești. Explicați.